să invit alături de mine pe domnul Cătălin Vișan, care este secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună ziua! Bună ziua și aș vrea să mulțumesc în primul rând doamnei Chiriac din mai multe motive. Unul din motive este acela că ne-a invitat astăzi aici. Al doilea motiv este acela că a fost de acord să preia această problemă destul de spinoasă, iar următorul motiv pentru care vreau să-i mulțumesc este acela că a avut curajul de a mărturisi public un lucru pe care multă lume nu-l mărturisește pentru că poate deranjează. Acela că educația tinerilor noștri nu stă doar în mâinile guvernului, ci este o îmbinare între familie și autorități. Tocmai de-aia trebuie familia să se implice. Și vă spun acest lucru pentru că în programele derulate prin Ministerul Sănătății, programele care țin de competența noastră pe acest subiect și anume prevenția, cele mai multe reticențe le-am avut din partea familiei. De aceea cred că trebuie să ne schimbăm poate puțin mentalitatea și să înțelegem că alături de autorități, cei mai importanți suntem noi, cei din familie. Noi suntem cei care trebuie să sprijinim tinerii, să-i educăm și să-i încurajăm. Și trebuie să mai conștientizăm faptul că dacă ignorăm o problemă, asta nu înseamnă că ea nu există sau că dispare. Cred că asta este cea mai mare problemă a noastră, faptul că ne gândim că atunci când ignorăm un lucru, el o să dispară. Probabil că o să dispară, dar dispare cu anumite consecințe. Tocmai din această cauză este foarte importantă prevenția și așa o părere personală este că poate ar trebui reintrodusă în școală educația medicală, pentru că de mici trebuie să înțelegem ce anume ne dăunează și ce anume ne face bine și chiar dacă avem impresia că aceste droguri, substanțe psihoactive, care acum chipurile sunt la modă, chiar dacă avem impresia că ele ne fac bine, nu e așa. Trebuie să ne bazăm mai mult pe noi și mai puțin pe cei care ne îndeamnă la asemenea lucruri. Aveți marele avantaj de a putea accesa internetul în orice secundă și trebuie să căutați nu doar ceea ce fac aceste substanțe pe termen scurt, ci în primul rând să vedeți ceea ce fac pe termen lung, pentru că pe termen lung ne distrug nu doar psihic, ci și fizic și social și ăsta este un lucru foarte, foarte grav. Bine, aici intrăm într-un subiect foarte complicat. Dacă vreți să vorbim de adicții, haideți să rămânem puțin la mamele minore și la abandonul școlar și la accesul la servicii medicale. Care sunt soluțiile pentru aceste fetițe care se trezesc însărcinate și poate că nu au, de exemplu, un medic în comuna în care locuiesc? Cred că, în primul rând, trebuie să încercăm să nu mai rămânem însărcinate. Da, păi de-aia ne-am strâns aici cu toții. Primul lucru la care trebuie să ne gândim și cred că există foarte multe metode, inclusiv cele de contracepție, care sunt gratuite pentru adolescenți.
Știu că... Stați puțin o secundă, vă rog frumos. Vorbim de fetițe care uneori sunt victimele ale unui abuz. Ele nu merg înainte să se întâmple abuzul, să ceară o metodă contraceptivă, pentru că nu știu că urmează să li se întâmple asta și nici nu-și doresc să li se întâmple asta. Deci vorbim despre aceste situații și nu de adolescente care au un trai, nivel de trai bun, care au cunoștințe, care au acces la internet și la alte resurse și decid să-și înceapă viața sexuală. Nu vorbim despre asta. Da, cum am spus, în primul rând e vorba de educație. În al doilea rând, în momentul în care se întâmplă acest eveniment nefericit, pot să-l spun, trebuie să avem acces la serviciile de sănătate. Acesta se întâmplă, poate că în anumite zone mai bine, în anumite zone mai puțin bine. Tocmai din acest motiv, în permanență dezvoltăm serviciul de ambulanță pentru zonele rurale care au acces limitat la serviciile spitalicești sau sunt zone izolate. Există gratuitate pentru toți minorii, nu doar pentru mame, ceea ce cred că este un lucru încurajator și care ne face să apelăm la aceste servicii. Există medicii de familie care fac prevenție și urmăresc sarcina în momentul în care este în evoluție. Da, bun, dacă știu de ea sau dacă nu află prea târziu. Vă mulțumim tare mult pentru prezența astăzi alături de noi. Și eu vă mulțumesc mult.